o siluetă rafinată grațioasă, o postură maestuoasă, mersuri grațioase, toate acestea se pot lăuda cu calul pur ras de ras, care este una dintre cele mai frumoase și elegante rase de cai din lume. Datorită aspectului său excelent și performanței bune, această rasă a câștigat inima multor crescători de cai din întreaga lume. Dar, datorită prețului ridicat, nu toată lumea îl poate obține. Istoria rasei. Istoria originii acestei rase este învăluită în secrete. Acum știm doar că, cel mai probabil, originea rasei este asociată cu arabii beduini, care au selectat doar cei mai buni cai pentru campanii și nevoi militare și au ținut în anumite condiții selecția riguroasă, meniul special și climatul cald al deșertului au creat o rasă magnifică. Știați? Arabii și-au format cavaleria în principal din iepe arabe, nu armăsari. Descriere și trăsături distinctive. Calul arab trebuie să îndeplinească următorii parametri. Parametru, înceme, femeie masculin, înălțimea la greabă 150-154, lungime oblică 147-156, circumferința pieptului 173-179, circumferință pasternică 18.5-20. Principalele caracteristici care diferențiază rasa de restul: compactitate și proporționalitate, cap îngrijit de dimensiuni mici, cu ochii bombați, profil curbat și urechi mici, bot subțire, frunte largă, gât curbat grațios, pieptul este lat, direct înapoi, crup masiv, membre grațioase, o coadă fixată, ridicând vârful la mersuri de mare viteză, haina este scurtă, mătăsoasă. Verificați caracteristicile diferitelor rase de cai: engleză, cabardian, frizonă, falabella, apalosa, tipuri conform datelor externe. Caii arabi pot fi împărțiți în următoarele tipuri: coheilan, animale mari, cu mușchi bine dezvoltați, un piept larg și un schelet puternic. Se remarcă prin rezistență excelentă, care le permite să fie folosite la curse de maraton, de obicei culoarea dafin sau roșu siglavi. Au încorporat cele mai strălucitoare calități ale rasei. Sunt scurți, ușor și nu la fel de jucăuși ca reprezentanții tipului anterior. Costumul predominant este gri, hadban. În datele externe, acestea au foarte puține caracteristici ale rasei, dar sunt cele mai mari din aceasta. Ideal pentru orice fel de sport ecvestru, de obicei roșu sau culoarea golfului, mai rar gri, coheilan siglavi. De la cochelain s-a împrumutat masivitate, rezistență, de la seglavi, eleganță și slăbiciune. De regulă, culoarea dafin, gri sau roșu, caracter reprezentanții rasei au o dispoziție calmă și flexibilă. Din cele mai vechi timpuri, s-a obișnuit să trăiască lângă o persoană, simt o mare afecțiune pentru el. Prin urmare, prin loialitate și bunătate, ei ocupă o poziție de lider printre alte rase. Caii arabi au auzul bine dezvoltat și capacitatea de a naviga pe teren. Nu le va fi greu să-și găsească drumul spre casă. Inteligenți, făcându-i ușor de antrenat. O inteligență bună permite cailor arabi să participe la competiții precum sărituri de spectacol, dresaj, steple chase, arătând cele mai bune rezultate. Afla cum să ai grijă de coama unui cal. Rezistența arabilor poate fi invidiată de mulți cai. Nu le va fi dificil să parcurgă mai mult de 160 km într-un ritm bun și să-și repete rezultatele timp de 5 la 6 zile la rând. Prin urmare, le este greu să găsească egalii în curse, cu excepția cazului în care numai caii de rasă se pot lăuda cu o viteză mai mare, dar sunt mai puțin rezistenți. Influența asupra altor rase. Excelente date fizice și conformaționale au permis calului pur ras de ras să devină baza pentru crearea altor rase. În aceste caracteristici, acestea erau superioare multor rase existente în lumea veche. În plus, s-au adaptat perfect noilor condiții de viață. Așa au apărut următoarele tipuri de roci: rasa pura engleză, Trachehner, Hanovra, Andaluz, Berberian, Hidran,
trepte, lusitano, lipizan, punct și virgulă camion greu boulogne, percheron, afla, care cai sunt cei mai rapizi din lume. Sângele unui cal arab de rasă pură este prezent și la rasele rusești, trotter oriol, don, strelețcaia, terskaia, budionovskaia, folosind. Trecutul luptător al calului arab s-a retras de mult în fundal. În zilele noastre, aspectul și rezistența sunt în preț. Prin urmare, crescătorii de cai moderni desfășoară activități de reproducere care vizează crearea unor astfel de tipuri de animale. Sport, pentru curse de cai amatori, tribal. Din aceasta putem concluziona că principalele domenii de utilizare a rasei sunt sportul și crearea de rase noi, îmbunătățirea celor existente. Afla, cum să ții corect un cal acasă. Cai arabi în Rusia. Calul arab a venit pe ținuturile actualului stat rus în timpul domniei lui Ivan cel Groaznic. Aici, datele lor externe și rasa pură au fost extrem de apreciate, așa că au încercat să păstreze cât mai mult posibil. Datorită acestui fapt, caii au câștigat întotdeauna premii în competițiile internaționale. Pe lângă păstrarea rasei, a fost practicat pentru a îmbunătăți calitățile localului și a dezvolta rase noi. Odată cu apariția puterii sovietice, caii crescuți în Uniune au început să fie exportați masiv în Europa și state. Toate tipurile de rase au fost crescute aici. În vest, au preferat tipul cu caracteristici pronunțate ale unui arab de rasă pură. În ciuda acestui fapt, cai crescuți în Uniune au primit premiul european de mai multe ori. În zilele noastre, cei mai buni cai sunt crescuți la Hergelii Moscova, Krenovski și Tver. Știați? În 1977, armăsarul MNS a fost închiriat de Uniunea Sovietică Statelor pentru 2,4 milioane de dolari. Caracteristicile conținutului. Ca orice rasă de rasă, arabul are un conținut extrem de capricios. Pentru a salva toate datele ei, trebuie să respectați cu strictețe toate regulile pentru îngrijirea și întreținerea animalului. Aranjament stabil. Caii au nevoie de un spațiu spațios și ușor, în care să fie alocați cel puțin 4 metri pătrați pentru un cap. Camera trebuie să fie echipată cu o ventilație bună, cel mai bun dintre toate, de tip flux prin evacuare. Deși acești cai provin din țări fierbinți și căldura nu este periculoasă pentru ei, corpul lor este capabil să regleze independent temperatura corpului, este mai bine ca termometrul din grajd să nu se ridice peste 12 grade și să nu scadă sub 5 grade. Podeaua trebuie să fie moale și caldă, acoperită cu paie, așchi, rumeguș, deoarece copitele arabe sunt foarte sensibile. Grosimea stratului este de 10 la 15 cm. Din același motiv, nu ar trebui să existe curenți de aer în cameră. Ferestrele trebuie amplasate la o înălțime de 2 metri de podea, astfel încât soarele să nu orbească locuitorii grajdului. Dacă faceți hrănitoare și băuturi cu propriile mâini, atunci acestea ar trebui să aibă o adâncime de 30 la 40 cm și lățime ca o tarabă. Este de dorit să le așezați la o înălțime de 1 metru de podea. Ar trebui să existe 2 hrănitoare, pentru fân și pentru hrană lichidă. Pot fi realizate din tije din lemn și metal. Orice recipient sigilat este potrivit ca băutor. De asemenea, puteți achiziționa hrănitoare și băuturi speciale la magazinele de animale de companie. Verifică clasificarea și caracteristicile celor mai rasa cai din lume. Îngrijire și curățare. Gunoiul de graj trebuie curățat în mod regulat. Cel mai bine este să aveți caneluri în podeaua grajdului, de-a lungul cărora excrementele se pot scurge în depozitele de gunoi de grajd și există un sistem automat de curățare a gunoiului de grajd. Înainte de fiecare curățare a standului, calul trebuie scos în stradă sau într-un stand liber adiacent. Folosiți o furcă sau o lopată pentru a scoate gunoiul umed și excrementele. Măturați resturile mici cu o mătură sau o mătură, dacă este necesar. Dezinfectați camera. Când podeaua este uscată, aceasta este acoperită cu așternut proaspăt. Apoi curăță alimentatoarele de resturile alimentare și spală băuturile. Important!
prin natură, ca iarabia o imunitate excelentă. Cu toate acestea, acestea trebuie verificate în mod regulat de către un medic veterinar. Animalele de rasă trebuie să fie umblate de două ori pe zi, înainte și după o plimbare, lâna este curățată. Copitele sunt, de asemenea, curățate după o plimbare. În sezonul cald, caii trebuie să fie scăldați de 2 ori pe săptămână. Îmi examinez dinții la intervale de 6 la 12 luni. În plus, cu cât animalul este mai în vârstă, cu atât intervalul dintre examinări ar trebui să fie mai scurt. Rația de hrănire și apă. Caii de rasă pură sunt hrăniți cu alimente proaspete și curate, bogate în vitamine și minerale. Dieta lor zilnică se bazează pe grâu, 4-6 kg ovăz aburit, 7 kg pentru linia sportivă a rasei, 500 g paie de ovăz și grâu, ceva ori seara hrănindu-se, 1 kg de fân de iarbă de 4 la 5 ori pe zi, 1 kg de tarate pe zi, 500 g de semințe de infierte pe zi. Ca aditivi, trebuie să dați grăsime de pește, măsline, floarea soarelui, semințe de in, ulei de soia, probiotice, drojdie, legume proaspete, fructe. Apa potabilă se administrează înainte de fiecare masă, de 4 la 5 ori pe zi, pe vreme rece. Animalul are nevoie de 20 la 40 litri, pe timp cald, 40 la 60 litri. Temperatura apei ar trebui să fie de 10 la 15 grade. Important. Nu poți uda animalul după un antrenament intens și o competiție timp de o jumătate de oră. Prezența unui cal arab de pur ras în grajd vorbește despre bogăția proprietarului său. La urma urmei, acest cal nu numai că costă mulți bani, dar necesită și o îngrijire foarte atentă și atentă. Numai dacă se respectă toate regulile de hrănire și păstrare a acestui cal, se pot păstra date excelente de rasă. Rutina zilnică a calului arab. Video distribuie pe rețelele de socializare.